Să se rezolve înmulțimea numelor reale, ecuația x pătrat minus 25 egal cu 12. Având un radical de ordin par, prima dată începem cu condițiile de existență, adică x pătrat minus 25 mai mare sau egal cu 0. Fiind o inecuație de gradul al doilea, formăm ecuația atașată, adică x pătrat minus 25 egal cu 0, care îi afla în rădăcină. Atenție, puteți să rezolvați fie cu formula generală minus b plus sau minus radical din delta pe 2a, sau, fiind ecuație incompletă, lipsind x-ul, putem scrie x pătrat egal cu 25, de unde cine este x? Plus sau minus radical din 25, adică plus sau minus 5. Da? Având rădăcinile ecuației de gradul 2, haideți să-i vedem semnul. Deci, x-ul de la minus infinit la plus infinit cu cele două rădăcini, minus 5 și 5. Știm că polinomul de gradul 2 între rădăcini are semn contrar lui a, a-ul este 1, deci pozitiv, deci între rădăcine negativă, în afară e pozitivă. Deci intervalele care o să ne convină ca x să fie mai mare sau egal cu 0 sunt acestea. Deci, x aparține cui? De la minus infinit la minus 5, închis, pentru că avem și egal cu 0, da? Deci mai mare sau egal cu 0, reunit cu 5 plus infinit. Acestea sunt condițiile de existență. Și acum cum facem? Ridicăm la pătrat ca să scăpăm de radical. De câte ori ridicăm la pătrat, atenție să ținem seama ca cei doi termeni să aibă același semn. Cum radicalul e pozitiv, ne uităm în dreapta de asemenea pozitiv. Prin urmare, obținem prin ridicare la pătrat x pătrat minus 25 egal cu 12 la pătrat este 144, x pătrat egal cu 25 plus 144, adică x pătrat egal cu 169. De unde x este plus sau minus radical din 169, adică egal cu plus sau minus 13. Și acum haideți să luăm pe rând. X1 egal cu 13, să verificăm dacă aparține domeniului de definiție, aparține, deci convine ca soluție, da? Și X2 egal cu minus 13, observați, din nou este mai mică decât minus 5, deci și ea convine. Prin urmare, soluția finală este x aparține mulțimii minus 13, 13, da? Și acesta este răspunsul final. Observați, dacă vrem să verificăm, minus sau plus 13 la pătrat face 169, minus 25 face 144, radical din 144 este într-adevăr 12.